Ieftimie, eu, perioada asta în care s-a făcut controlul la sesizarea venită prin prefectură s-a făcut în perioada când am fost în concediu. Am văzut astăzi dimineață răspunsul care l-au făcut comisarii care au fost în control la, către domnul prefect. În parte se confirmă ce au sesizat pescarii. Adică există ape tulburi, în principal la confluența dintre râul Moldova și Siriet, datorită lucrărilor care se fac la diguri, la maluri. Se fac niște lucrări de reabilitare la diguri, la maluri, pardon. Așa, deci în amonte de confluență, pe Siriet nu este apa tulburii, nu se confirmă. În schimb, pe Moldova sunt pe locuri unele turbulențe la apă din cauza faptului că o balastieră la Danlin, mi se pare, nu a curățat în mod frecvent bazinile de decantare și le-am cerut noi să facă treaba asta cel puțin de două ori pe săptămână, să curețe bazinile de decantare, ca să nu mai vină apa tulburii și cu aluviuni în râul Moldova. Noi o să reluăm controlele, pentru că până la sfârșitul lunii septembrie avem un ordin de ministru și un ordin al comisarului general privind exploatările de agregate și săptămâna viitoare și cealaltă, ultima săptămână din septembrie, o să știm mai mult în legătură cu aceste lucruri. Câte balastiere sunt pe cele două râuri în zona Romanului? Ne interesează și dacă ați găsit neautorizate, că eu am înțeles că ar fi foarte multe și neautorizate încă. Nu. Neautorizate nu-și permit așa să facă așa ceva, vă spun eu. Nu sunt neautorizate, nu. Deci, controlul s-a făcut de către doi comisari de-a noștri care sunt în concediu. Deci, doamna Cozma, care e și purtător de cuvânt, da. Doamna Cozma vine, domnișoara Cozma, vine luni la serviciu, am vorbit cu ea la telefon, i-a spus că a sunat și mi-a spus că dacă doriți și lucruri mai amănunțite în legătură cu acestea, să-mi dați pe mail câteva întrebări ale dumneavoastră și vă răspunde ea mai exact luni în cursul zilei de luni până la sfârșitul programului, vă răspunde. Se află populația piscicolă, așa cum susțin pescari în pericol de dispariție, pentru că ei au spus că o întârziere în depunerea icrelor ca anul acesta, care au mers până la o lună jumate, n-a existat niciodată. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun pericol privind depunerea de icre și pește. Pentru că toate aceste balastiere care exploatează agregate în area protejată de la Topilaț până la Roma, se fac în regim de îndiguire, regim de bazin, cum se spune în termenii noștri. Aha. Deci se face un dig și se face din coace de dig exploatarea, iar cursul apei nu este afectat. Aha. Ei spuneau că... Noi controle în ultimele două săptămâni care au mai rămas de luna asta, vom controla din nou. Și vom ști și mai multe la sfârșitul acestei luni, când închidem campania aceasta de controle, când se închide și zona, se închide și perioada de prohibiție.